Suntem în drum spre Balta Marcelino. Avem concurs la Fider Exclusiv feminin. Ne-am oprit un pic pe drum să admirăm răsăritul. O să fie o nebunie. Da. Este primul concurs la care o să particip la Fider. N-am mai participat până acum. Și o să fie o nebunie, ce să mai, că nu avem experiență. Oricum sunt multe fete care nu au. Am acceptat cu mare drag propunerea Elenei. Chiar dacă nu suntem pregătite, a venit și colega mea Alina cu mine. Ea a pescuit de 2 ori la Fider cu noi, doar a făcut niște drill-uri și a învățat foarte repede să facă nadă, să-și facă niște forface. Vine și Monica de la Constanța. Ce să mai, o să fim iarăși în gașcă. Stați aproape, o să fie distractiv. Și cred că e căpăluță. Și iată, ne ajungi și la Baltă, la Balta Marcelino. Deja sunt o groază de mașini în spate și în față, ne-au depășit. Drumul a fost ok, hai că n-a fost rău. Mamă, să vedeți câte fete or să fie aici. Trebuie să fim în jur de 20 de fete. Uite-o pe Iuliana, e acolo, are cizmele în picioare. Iuliana e pregătită, ea e fideristă. Da, vezi, dacă știi, noi am venit. Uite, asta e mașina ei, cred că de Brașul. Full, sau? Ce? Da. De pizza puteți să și să le măsurați, dar ideea că nu era aici. Degeaba eu chipsi din morocul dacă ea nu poate să dea. Sau să-i măștori. Poate să-și măsoare și singure, sau le ajutați la măsura, dar nu să nu văd neapărat să deși se răstarcă un cuvânt cu nivelul. Deci trebuie să descurcă. Dacă este pește mare și spune, doamna, băi, nu mă descurc, nu pot. Ori intervine băiatul care e cu ea, îl scoate peștele, dar nu se punteze. Poate să-și facă poză, poate să-și cântărească dacă e persoana în pești, dar nu putează în concurs. Dacă ajută bărbatul la scoaterea peștelui. Adică dacă e să nu poată să scoată, poate să-și ajutor, ori la organizatori, ori să fiu și o cobală, ori la cine cu... ce, poate? Își rup pe bătul, nu știu. Cum? Cu peleți aparțin? Da. Wow! Iulia! Hai să tragi. Tragi mortul mea. Alina Cristache, nu? Da, Alina suntem strani. Hai, Alina! Ține-mi pumnii! Ce stăm? 38. Așa, hai. 18. 37, da? Da. Bravo. Să înceapă nebunia. Să înceapă nebunia. vom folosi jumate-jumate. Și avem dipul de la Bucovina Competition Z, squid cu prună. Punem și de asta la. Și Monica! Bună dimineața! Fugi la tine pe stand. Da, mă duc acolo, mi-a zis să întorc mașina aici. De ce? Tot nu ați cu mașina aici? Nu, mi-a zis să o întorc. Da. Hai, fire întinse. Hai, mersi. Vezi că ai două standuri, da? Da, și tu, nu? Da, toată lumea are două standuri. Hai, rupele, Monica, arată-ne. Ce să mai... Tu ai tras fix lângă Alina? Da, m-am tras una lângă asta. Trebuie mai trimis la mama, n-ai. Tu ești pe lângă Iuliana. Am văzut, da. Hai, rupele. Gata, e greu. Vezi să-ți activezi Wi-Fi aici, pe Baltă. Ca să putem să vorbim pe WhatsApp. Și... Na, nu-ți trebuie parolă. Marcelino. 2 parcă am băgat eu. Hai că trebuie să-mi fac asta. Haide, hai. Mersi la fel, hai, pa. Da. O să mai iei ceva? Da. Zice. Mai iei ceva vreo de vispușiu? Ia uita. Da, și ți pui în cutia aia. Nu, cum ce? Fac ce? Stai niște, tu fă-ți treaba ta acolo, da? Deci pe care o iau? Asta? Care vrei tu? Care vrei tu din ele, că eu am găleți. Nu vezi câte sunt. Ia-o pe aia, că e curată. Nu mai e ceva, niște nabă, ceva. Da, las-o. Wow! Hai că am început bine. Stai că am oprit-o. Mamă, cât de ușor e de sondat aici. Ce ușor e de sondat aici. Ai găsit praful? Da. E altceva, frate. Aia e Baltă Horror, unde am fost noi. Asta e. La mine asta. Mi-am criptat. La ce oră începe nădirea? A, e perfect. Mi se usucă mâncarea pe aici. N-are nimic. Mai aud. Vezi ce ușor e? Îți dai seama? Să-ți astup găleata, da? Ai cu ce? Cu sita aia. Când termin. Ca să nu se usuce așa repede, nada. Fără 10. Start! Start nădire! Gata! Cine nu-i gata, iau cu lopata! Am dat-o în bălăi. Ia uite-l unde soare, mâncat. Wow! Tu vezi ceva în apa asta? Da. Eu nu văd. și am primul pește. Am o salontă nebună. Nu, deci așa ceva n-ai văzut. E foarte rea. E mică și rea. Nu vrea să ia aer deloc. Incredibil. A mea ești. cârligele de la benzar. Nu mă descurc. Primul pește. Hai, uite. Incredibil, dacă ai drill-uri de-astea te rupe. A venit și primul pește. Dacă era Petre, o prindea pe asta. Hai, Alina! Aoleu! Nu cred! No, pe la duceai pe sus pe ăla. Da! Alina! Mamă, ia uite ce frumos e! Ia uite, așa da! Hai fetele, haide! Haide! Oh! Cărășoiul? E ciortan? Așa mare? Mamă! Uite cât a carasul, frate! Bravo, Alina! Bravo! Ia să vedem, Alinuța, ce ai făcut! Bravo, felicitări! Super! Ia uite ce captură aici! Mamă, fabuloasa cantitate! Deci vecina noastră pescăriță din capăt, după o zi întreagă s-a chinuit de-a săracă, toată lumea ne-a zis dați-mi alopus, a dat de pește aici aproape. Mamă, ce de pește am prins! Bine, bine că n-am prins de la negru, somotei de... N-ai prins deloc? Nu. Ia să vedem ce pește am prins eu. Mamă, mamă! 7 kg 800. 7 kg 800. Wow, ce tare! Poți ok? Nu. Vrei să-i mai filmezi? Hai să-i mai filmăm o dată. Vii așa aici. Ia uite. Uite ce peștișori frumoși. Nebunilor. Săraci, au stat acolo toată ziua. Hai să așteptăm la concursul de feeder. Mai venim, da, data viitoare. Așa. Venim și noi mai pregătite, pentru că... Na. Aia, categoric. Așa. Și facem așa, de adevăratele, fără... Fără ce? Fără toată lumea pe stand, doar fetele pe stand, atât. 5800 aici. Ia uite, felicitări, felicitări. Felicitări. Felicitări venite la crab, la feeder. Mare lucru, nu e același lucru. Da, dar a fost frumos. Ne-am distrat maxim. Mă, cel puțin aici în colțul ăsta am râs. Am mai și filmat fetele pe aici când făceau drill-uri. Pe zero. Așa te făcea pe zero? Ia uite ce a prins fata aici. Mamă, mamă, mamă. Puneți mâna așa, așa. Uite-te acolo. Au, ce frumos sunt. Ia, să-i filmăm un pic. Stau. Ia-ți-l Andreea de cap. Vreau să-i filmez și eu înainte să-i ridic acolo. Ia. Wow, ia uite ce frumuseți. Felicitări, Andreea. Mulțumesc. Dragile fermarul, cel mai bine. Mă. Ia să vedem câte kilograme are. Nu știu, 20. Ma! Ia uite, locul întâi aici. 28. $2800. Hai să bravo! Mulțumesc! Felicitări, băieți! Astăzi și vreau să mulțumesc mie, în primul rând, că v-am adunat pe toate. Bravo! Bravo! Sponsorilor, în primul rând, domnului Liviu Chiriac și Marele Pescar, pentru voucherele acordate și șefuțele care vor parferi câștigătorilor locurile 1-6. De asemenea, sponsorul de astăzi e Profeed România, 220, C&B, Ebates, Firebates și cam atâta. Au fost mulțumit. Și mulțumim și celor care au venit de la mare distanță, nu vă cunosc personal, dar este Georgiana Bota din Baia Mare. Mamă! Constanța, Bucovina, Brașul. Mulțumim pentru bravo! Aș vrea cu ocazia asta să anunț următorul concurs care va avea loc pe POTEN 3 la sfârșitul lunii aprilie. Mai exact cred că va fi în ultimul weekend din aprilie, 28-27, urmează să stabilim și sper să puteți veni și atunci și sper la o mai mare prezență. Atunci va fi și mai cald, să sperăm. Și haideți să o scurtăm, vorba lungă în sărăcia omului, să începem cu premierea. Da, diplome de participare pentru toată lumea o să fie. Mulțumim pentru prezență și participare, Ali Alexandra. Bravo. Monica Obran. Cum Monica? Andreea Niță. Bravo, Monica. Georgiana Bota. Bravo. Să mă filmez pe Alina Cristache. Bravo, Alina. Ioana Diaconu. Eu sunt. Bravo! Și urmează locurile 10-6. Elena, Loredana, Iliana Constantin, o tatiță eu, felicitări! Locul 9, Anca de aici, asta e cum gata! Așa! Locul 8, Cristina Mocanu. Vecina noastră. Uite aici. Bravo. Locul 7, Iulia Neagru. Locul 6 și voucher mare. Vrem și un voucher. Felicitări. Voucher, ia și voucher. Te aștept în magazin la ora de hai, bravo. Locul 5, Cristina Cosma. Bravo. Îl iau eu, Flavius, că ea n-are treabă, ea e tot altfel. Locul 4, Iulia Neagru. Iulia Neagru, avem și tutor. Ia, după voucher, vezi că e grea acolo, cine te ajută? Stai așa, stai așa. Unde se pune? Să vină și locul 6 să ia 7. 6 și 5. Aici? Și 5. Cine? Aici, te rog. Locul 6. Și cine mai este? 4, 5 și 6. Cine a fost pe 6? Locul 3, Cristina Bubu. Așa, ia și șapca. Așa, bravo! Hai să te fac o să ții! Locul 2, Andreea Buba. Așa, băi, dar e popa, sigur? Sigur e popa? Sau urmează, ca să știu, urmează. Mergeți pe podium, mergeți pe podium. Locul 1 și câștigătoarea primei ediții Fider feminin, Mihaela! Bravo! Așa, bună jos, așa, vine soțul și mă ajută. Bună jos, vine soțul, uite în spate. Andreea! Bravo, băiata, aplauze! Haideți să vină pasul pe podium, vă rog. După aia, stați puțin că soțul profesniță are ceva și în partea la altă, e același lucru. Vă rog frumos, are un premiu special, nu știu pentru cine. Domnul Niță de Fizu. Stați să vedem ce ne dă domnul Niță de Fizu. Ia, ce? În primul rând vreau să felicit toate doamnele. Bravo, doamne! Pentru că exemplari. Și aș vrea să dau și un premiu pentru fair play. Așa l-aș numi, unei doamne care a arătat respect față de celelalte concurente și iubire față de acest sport și de acest sport și de dezvoltarea lui în cadrul feminin. De asta dau cel mai consistent premiu de la, pe care l-am oferit la Profes astăzi. E vorba de gama noastră de competiției, doamnei Ioana Diaconu. Ține-te așa. Deci, toate la dată gelați, doamne? Da. Felicitări! Bravo! O abordare foarte frumoasă! Sper să ne strângem din nou așa multe. Da! Și fără ajutorul băieților. Fără băieții rămân afară așa. Suntem singure! Bravo! 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 De competiție, gata, acum avem un patru acolo, facem poze imediat, imediat. Și îmi plecă cu un sac de nadă. Da. Ia asta. Ioana. Haide și 5-8. 5-10. Haide și restul. 5-10 aici în față și după aceea toată lumea facem un poză. Haide de aici în față. Hai Elena, hai. Hai, facem poză. Hai restul cupelor sus. Poți să mă așezi dacă vrei. Așa, așa. Așa. Abia aștept cu video. Haideți toată lumea și domnii și doamnele, haideți să facem la mare. Haideți mai mare grăs. Hai, cine mai? Haideți acolo, doamnelor. Ce frumoasă și cu astea, Bucovina.